va fi târziu. Au scris profeții din vechime despre a judecății zi, când din eterna înălțime stăpânul lumii va veni. Au scris și au rostit cu vorba profeții vremii de demult, iar astăzi, când deschid Scriptura, îi văd aievea și ascult. Ce mari și tainici adevăruri rostit aici prin Duhul Sfânt! Dar ce puține au fost aceia ce au ascultat al lor cuvânt! Întotdeauna omenirea a râs de Creatorul ei. Au pus în cuie mântuirea și și-au făcut alți dumnezei, dar cel pe care altădată l-au alungat și l-au hulit, cel ce cu dragoste curată întotdeauna i-a iubit, el care a adus iertare și viața prin al său cuvânt, a hotărât o zi în care va judeca acest pământ. Atunci se va împlini cuvântul Scripturilor din veșnicii, când cerurile și pământul se vor topi din temelii. Unde vei fi atunci, oare? Tu care l-ai nesocotit, cum vei putea sta în picioare când toată viața l-ai hulit? Tu, un atom de lut în care el a turnat din Duhul lui, în ziua aceea îngrozitoare, putevei un cuvânt să-i spui? Când el îți va întinde mâna cu semnul cuielor pe ea și haina lui roșită în sânge o lume întreagă o va vedea, unde vei fi atunci, oare? Tu care nu l-ai ascultat, îți vei mai apăra ideea spunând că nu e împărat? O, nu, nimic nu vei răspunde, vei amuți în fața sa. Ai vrea atunci a te ascunde, dar nicăieri nu vei putea. Și dacă vrei să-ți ceri iertare, va fi târziu și în zadar, că ai trăit în nepăsare și ai refuzat atâta har. Gândește-te, gândește-te acum, amice, căci mâine s-ar putea să cazi, iar dacă vrei să fii ferice, primește-l, primește-l cât se spune azi. Amin.